Te salut în IT World! Hai să explorezi! Aventuri pe plajă. Dacă urmărești această prezentare, vei afla cum se construiește o aplicație complexă folosind doar instrucțiuni simple. Cum se transmit mesaje pentru coordonarea interacțiunilor. Cum se utilizează mai mulți actori și cum se programează fiecare. Vă prezint o aplicație elaborată în Scratch. Dă click peste guleț. Iată. Fit plasticul și nestimarea. Iar el este neaunel care a venit să scape plaja de deșeuri. Mișcarea actorului principal se realizează cu tastele săgeată, dreapta, stânga, sus și jos. În momentul în care pisoiul atinge un obiect, acel obiect o să dispară de pe plajă. Iată, pisoiul strânge gunoiul de pe plajă. Bravo lui! Mai mult decât atât, în partea de sus a ecranului avem un contor, o variabilă N, care crește cu o unitate de fiecare dată când pisoiul reușește să strângă un obiect. În momentul în care a acumulat 10 puncte, jocul s-a terminat și pisoiul este câștigător. O să prezentăm aceste blocuri în cele ce urmează. Aceste comenzi, aceste instrucțiuni se vor executa, se vor efectua în momentul în care utilizatorul apasă tasta săgeată stânga. Ce se va întâmpla? Se setează stilul de rotație al actorului principal stânga-dreapta. Este important această setare pentru că altfel pisoiul s-ar răsturna în momentul în care își schimbă direcția. Să vedem cum funcționează. Deci, iată, am apăsat tasta săgeată stânga. Orientarea este în direcția minus 90, care trebuie să rețineți că înseamnă întoarcerea cu fața spre stânga. După aceea, puzzle-ul, costumul următor, are ca efect modificarea poziției picioarelor actorului. La fiecare apăsare, actorul se deplasează cu 10 pixeli, deci cu 10 pași, se spune aici, dar 10 pași înseamnă doar atât. Uitați-vă cu atenție, apăs o singură dată. Asta înseamnă 10 pași. De fapt, sunt 10 pixeli. Tot așa, pentru săgeată dreapta, diferența este doar că orientarea se face în direcția 90, adică cu fața spre dreapta. Dacă ținem butonul apăsat, mișcarea este mai rapidă. Tot așa, pentru direcția în sus, avem acest bloc, care nu diferă decât în ultima, deci ultima instrucțiune este doar diferit, ultimul puzzle este diferit, uitați-vă, modifică Y cu 10,
pixel, adică, de fapt, urcă la fiecare apăsare cu 10 pixel, respectiv la acționarea tastei săgeată jos, coborând cu minus 10 pixel. Orice tastă s-ar apăsa, această parte de program sau acest bloc de aici, acest bloc, se va executa. Ce se întâmplă? Dacă actorul principal atinge sprite 2, atunci se așteaptă jumătate de secundă și se difuzează mesajul dispar. Mesajele pot fi formulate de utilizator prin acționarea elementului mesaj nou. Clic pe mesaj nou și putem să formulăm aici un mesaj. De obicei formulăm un mesaj pe care îl înțelegem bine și știm ce efect dorim să aibă. La difuzarea acestui mesaj dispari, vrem să dispară un obiect de pe plajă. Tot așa, al doilea bloc de decizie. Dacă actorul principal atinge sprite 3, atunci se așteaptă jumătate de secundă și se difuzează mesajul dispare și tu. Și al treilea bloc de decizie are următorul efect. Dacă valoarea variabilei n devine egală cu 10, atunci actorul principal spune gata, am câștigat. În cazul actorului principal mai avem doar un singur bloc, acesta, care se acționează, se rulează în momentul în care se dă click peste buton. Este, de fapt, momentul în care toate elementele, toți actorii, se plasează pe poziția de început. Iar valoarea contorului n, care contorizează această variabilă n, contorizează, de fapt, punctajul obținut de actorul principal, se setează la 0. Deci setează n la 0. Totodată se difuzează mesajul pe locuri. Pe locuri fiți gata. Pe locuri. Și se așteaptă, după care pisica se deplasează într-un colț al ecranului care are coordonatele minus 162 și respectiv 82. Deci în partea din stânga sus a ecranului. Să vedem mai departe. Sprite 2. Am dat click pe pictograma Sprite 2 și am cele două blocuri atașate acestui actor. Am vorbit despre mesajul dispar. Când Sprite 2 primește mesajul dispar, asta înseamnă că, de fapt, pisoiul a reușit să culeagă un obiect de pe plajă. De pentru care va avea n modificat cu 1, deci cu un punct, deci ia un punct în plus. N se modifică cu 1. Dacă a fost 3, devine 4. Dacă a fost 7, devine 8. Și se așteaptă 3 secunde. Avem un bloc de decizie. Dacă n este mai mic decât 10, deci punctajul total este mai mic decât 10, atunci acest deșeu periculos merge la o poziție aleatoare, acest puzzle plasează obiectul
într-o poziție oarecare întâmplătoare și se arată. Iată, deci, felul în care funcționează primul bloc. Al doilea bloc se activează când se primește, de fapt când Sprite 2 primește mesajul pe locuri. Dacă vă amintiți, acest mesaj a fost transmis de actorul principal când am dat click pe steguleț. Sprite 2 recepționează acest mesaj pe locuri și merge la locul său, care este punctul de coordonate minus 111 și respectiv minus 158 deci undeva în colțul din stânga jos. Și se arată. Așteaptă 2 secunde și afișează textul: iar eu sunt Nasty Nylon, zburătorul plajelor. Textul este afișat timp de 4 secunde. Și nu avem nevoie de altceva pentru Sprite 2. Sprite 3 are și el atașate două blocuri, două programe. Iată. Primul program este foarte simplu. Când Sprite 3 primește, recepționează mesajul pe locuri, transmis la apăsarea stegulețului de către actorul principal, se deplasează la poziția 177-89 și se arată. Mai mult, el spune: eu sunt Pink Plastico. Acest mesaj, acest text, apare sau stă afișat timp de 2 secunde. Și mai avem un singur bloc. Când Sprite 3 primește, recepționează mesajul "dispar și tu", ascunde deci programul ascunde obiectul respectiv, Sprite 3, modifică valoarea lui entry 1, pentru că Sprite 3 a fost strâns de plajă, da? Colectat de plajă, deci soiul merită un punct în plus și se așteaptă 4 secunde. Avem și un bloc de decizie aici pentru acest sprite. Dacă punctajul este mai mic decât 8, atunci obiectul se arată pe plajă. Altfel, deci dacă actorul principal colectează sau strânge 8 puncte, deja acest Sprite 3 nu se va mai arăta. Putem verifica această proprietate. Dacă dăm click pe steguleț, vedem cum se strâng obiectele de pe plajă, frumos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 și Sprite 3 nu se mai arată, 10 și am câștigat.